Bună dimineața la toată lumea, dragii mei, dragii mele, ce faceți, cum sunteți? Sper din suflet că sunteți bine acolo unde sunteți. Eu vă pup și vă îmbrățișez, m-am gândit să intru în dimineața asta. Sunt cam obosită, nu vreau să-mi vedeți fața, da? și bineînțeles și un pic de supărare sufletească am pentru faptul că din luna aprilie tot caut mereu să vedem din ce cauză mă simt rău, din ce cauză amețesc, din ce cauză vomit. Din ce cauză nu pot să respir, ba mi s-a spus că am atacuri de panică, ba că am probleme cu hormonii, ba că nu știu ce, nu știu cum, până la urmă am descoperit în această lună, acum câteva zile, că de fapt am o venă înfundată la cap, aveam eu o bănuială că ceva nu-i regulă, chiar și când mergeam la cardiolog, pero nimeni nu mi-a zis nimica, toată lumea ba că sunt eu agitată și nu știu ce, uite că am descoperit. Acum va trebui să merg mai departe să fac examenele de vigoare, să vedem ce se întâmplă. Da, într-adevăr, viața ne oferă tot felul de surprize neașteptate. Nu mă așteptam la așa ceva. Știam că am ceva, dar nu bănuiam tot timpul că am ceva, dar nu credeam că e chiar atât de grav, pentru că această venă e vena principală de la care duce sângele și oxigenează creierul și există șanse să faci comoție și mult mai multe lucruri. Un pic m-am cam speriat, sinceră să fiu, dar cu puterea lui Dumnezeu merge mai departe. Sper în Dumnezeu și în Creatorul Divin că va face miracole, atât pentru mine cât și pentru toți cei care aveți probleme de sănătate. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să fie cu noi și să ne ajute. Spunând aștia, am intrat să vă fac o lectură un pic în cafea pe 3-4 zile, să zicem, da? 24 până în 24 vă fac această lectură generală, zic eu, în 3 variante. Nu uitați că eu, chiar dacă am această problemă, nu încetez să mă rog pentru voi, nu încetez să vă am în gândurile mele, să vă pun la slujbe de câte ori am ocazia să merg la biserică, pe toți abonații, pe toți clienții, nu încetez. Multă lume mi-a spus, doamna Cristina, sunteți prea obosită, odihniți-vă un pic. Mă voi odihni atunci când consider eu, da? Deci nu pot să las oamenii la greu, da? Nu sunt genul de persoană care abandonez pentru faptul că mie mi s-a întâmplat ceva. Să nu uităm că o rugăciune este mult mai bine primită în univers decât orice lucru de pe acest pământ. Hai să începem cu prima variantă. Voi face pentru voi până pe data de 24, să zicem așa, prima variantă. Să vedem ce vă spune parpolioara pentru voi toți cei din prima variantă. Pentru voi cei din prima variantă, dragii mei, dragile mele, hai să vedem ce vrea să spună farfuria. Ia uitați-vă aici, dacă vă uitați, o să fie ceva frumos, pentru că acolo este un animal care are coroană, da? Chiar dacă aveți dușmani, mulți dintre voi, în special dacă aveți inițiala L, să știți că voi rămâneți triumfători în picioare, pentru că aveți coroană pe cap. Nu ajung dușmanii la valoarea voastră și indiferent câte greutăți ați avut și aveți, acești dușmani nu se poate să vă facă rău niciodată. Sunteți puternici ca și persoane, atât femei cât și bărbați, și nu se poate să vă dărâme, da? Aici sunt niște lucruri ascunse, cineva ascunde ceva de dumneavoastră, un bărbat ascunde o povară, un necaz, poate că aveți o relație și bărbatul nu vă povestește ceva legat de trecutul lui, care o femeie a făcut probleme, da? Se vede că el în spate a dat o verghetă. Se pare că sau poate întâlniți un bărbat zilele astea și este însurat. Atenție mărită că acest om are probleme, da? Ceva nori negri deasupra capului vostru, în casa voastră, aveți un lucru un pic ascuns. Ia uitați aici, dacă vă uitați bine, sunt doi ochi, o gură, un nas. Aveți ceva energii negative unii dintre voi la casă, se pot vedea foarte bine în această negreală, da? Care sunt căzute pe inima voastră. Cu toate astea, voi aveți un porumbel și este bine. Aveți o anumită protecție, să zicem așa, din partea Universului, cu toate că există un lucru negativ în casa voastră, da? Această rață de asemenea pe negru, care mie nu îmi place, indică faptul unor probleme, unor necazuri care se abat asupra voastră, da? Veți avea niște realizări,
cu acte, cu documente, aveți persoane din umbră care vă urmăresc, dacă sunteți cu inițiala de N, vărsați lacrimi de fericire pentru niște realizări, uitați, dorințele voastre se îndeplinesc cu succes. Pentru voi cei din prima variantă, primiți vești de dragoste, primiți numărătură de bani, se pare că dacă așteptați un loc de muncă o să fie bine, vă veți angaja, umblați cu acte, aveți și o ciupercă și este foarte bine, aveți o barcă care înseamnă drum lung în țară străină unde veți sta un an de zile sau dacă sunteți plecați, o să stați un an de zile într-un loc și după care veți schimba, da? Aveți și ceva persoane din umbră care nu vă suportă, să spunem așa, dar în contextul ei, cafeaua nu este rea, aveți animale puternice, cum este ursul, da? Cum este pantera, deci persoane puternice. Dorințele vi se îndeplinesc, așa că stați liniștiți, da? Pentru voi toți cei din prima variantă, să zicem așa, stați să curăți farfurioara, pentru că așa este normal. Să facem și a doua variantă. Nu folosesc acum 3-4 facturii ca să le murdăresc și după asta am ce spăla. Nu de alta, dar ați văzut că s-a scumpit apa și toate astea. Haide. Pentru a doua variantă, să vedem ce vă arată vouă la cei din a doua variantă. Până pe data de 24, da? Să vedem. Aveți blocaje voi aici, cei din a doua variantă aveți ceva blocaje, sunteți supărate, vedeți, aveți aici un chip de femeie care este supărat și plânge din cauza unor probleme familiare, mai ales dacă aveți inițiala de E, de A, de U, aveți ceva probleme la casele voastre, această femeie poartă și ochelari, probabil aveți probleme cu ochii sau în cazul în care nu știți, mergeți și controlați-vă la ochi că aveți probleme cu ochii, da? Aveți ceva dușman care cade la picioarele voastre, deci ați aflat, veți primi veste vis-a-vis de o persoană cu inițiala de V, de altă persoană cu inițiala de B, care v-au creat foarte multă suferință în trecut, că aceste persoane vor cădea, vor avea probleme și vor cădea, da? Aici mi-apare un T foarte mare, vedeți și voi, și scăpați de un vierme, da? Sau un moluz, un pește rău, da? Deci scăpați de uneca sau scăpați de ceva datorii, aveți ceva probleme cu sănătatea, la inimă, ia uitați și voi dacă nu știți, mergeți și controlați-vă, faceți-vă examene mult mai aprofundite pentru că de multe ori doctorii greșesc, așa cum au greșit și în cazul meu și uitați că aici dacă vă simțiți rău aveți probleme cu inima, da? Deci nu stați pe gânduri, încercați să umblați așa cum am umblat și eu pentru că, mai ales dacă sunteți cu inițiala de M, pentru că eu văd că o să vă cadă cu reușită dacă umblați să rezolvați, da? Aveți o ureche, bârfe, uitați urechea, sunt persoane care vă bârfesc, mai ales dacă sunteți cu L, cu B, cu I, aveți bârfe din partea unor persoane, mă scuzați, aveți o inițială de C care vă ajută cu ceva anume, da? Inimioare, vești bune de dragoste, dureri de dinți pentru că arată o măseauă și mie mi stricați dinții și trebuie să umblu și eu vis-a-vis de măsele, o mică cruciuliță de boală, suferință pentru cineva cu inițiala de S, care aveți o problemă de sănătate, dar vă cade și o beveriță, să zicem așa, cu toate așa vă cade noroc, da? Cheltuiți ceva bani pentru că vă cade ciuperca, dar o să aveți noroc, bine? Hai să vedem ce se mai vede. Supărare și obstacole la casă din cauza banilor, ceva obstacole care vi se pun la ceva drumuri, nu puteți să mergeți la ceva drumuri pentru că aveți ceva obstacole, doriți să plecați undeva și nu reușiți din cauza obstacolelor, aveți prieteni falși, atenție mărită, aveți pe cineva care vă ciocăne la cap, apare o ciocănitoare și cu o inimă, deci poate că sunteți într-o relație că persoana respectivă, femeie, vă pisălește sau bărbatul, da? Sunt o relație obositoare care cineva dă din gură ciocăne mult, nu cum e ciocănitoarea. O persoană cu inițiala de G, da? O persoană cu inițiala de G care urcă un munte, aici din nefericire este un mormânt, uitați-l, aici o să moară cineva, da? Și o să suferiți. Acolo este un preot care
sfințește acel mormânt din nefericire, aveți totuși un înger păzitor foarte frumos aici, pentru persoane cu A în special, cu R, cu E, deci aveți protecție. Vi se va îndeplini unele drumuri, mai ales legate de dragoste, împăcări, mi-apare, uite aici, cum vărsați lacrimi de fericire pentru că vă împăcați cu cineva anume. Și aici, bineînțeles, atenție mărită la femeile care aveți bărbați violenți, să nu luați bătaie, da? Pentru că eu am văzut că aveți gura umflată. Deci, dorințele se îndeplinesc, dar nu toate, da? Deci aveți ceva obstacole să vi se îndeplinească dorințele la cei din a doua variantă, din nefericire. Asta este mai sus și obstacole în viață. Trebuie să le depășim, da? Haideți să vedem și pentru voi toți cei din a treia variantă ce vrea să zică zațul de cafea. Să vedem ce vă iese. În primul și în primul rând aveți o pisică, aici aveți un înger, ia uitați-l ce frumos e cu aripile deschise, îl vedeți? Îngeraș, da. Pentru persoane cu inițiala de E, de S și de A, aveți acest minunat îngeraș în casa voastră, deci rugați-vă mereu, aprindeți mereu lumină, rugați-vă pentru că îngerii sunt cu voi și vă însoțesc la tot pasul, foarte frumos. Aveți un triunghi, da, veți închide ceva, veți închide o anumită situație, ceva care nu vă place, ceva care nu vă convine, veți închide, da. Dacă vă uitați atent aici, aveți un bod de rață pentru persoane cu inițiala de L și cât din afara casei aveți ceva energii negative care planează asupra voastră, da, cu acest bot de rață sau de fapt, dacă ne uităm, ar fi chiar și bot de cățel un pic, dar nu contează. Sunt niște energii negative, mai ales pentru L, pentru S, da? Aveți ceva energii negative din afara casei. Bineînțeles că aici apare tot felul de figuri frumoase, aici ar fi ca un ștrunfuleț, doi îndrăgostiți, o să vă îndrăgostiți sau o să aflați de dragostea cuiva sau o să fiți într-o relație de dragoste care este foarte frumoasă și veți ajunge la un alt nivel în această relație. Lacrimi de fericire, cade 4 în 4, s-ar putea ca pe data de 4 sau peste 4 zile sau peste 4 luni să vi se îndeplinească o dorință arzătoare care voi o aveți în sufletul vostru, dacă sunteți cu inițiala de G, de E și de L, da? Drumuri foarte multe pentru a vă rezolva unele chestiuni financiare și, bineînțeles, unele chestiuni cu acte, cu documente, văd eu, rezolvare prin instituții de stat vă cade, da? Aici două persoane care fac dragoste, dacă aveți amant sau întâlniți pe cineva, o să cădeți la pat. Asta înseamnă că veți face dragoste cu pasiune, foarte frumos. Vă apare de asemenea un cerb. Cerbul de obicei este foarte bine când apare în cană, ceva falnic, ceva măreț, ceva un nou început care se va întâmpla, da? Apare o cheie de asemenea, veți descoperi ceva secrete sau aveți deja un secret care îl țineți bine tăinuit și nu vreți să-l spuneți la nimeni, îl țineți pentru dumneavoastră sau de ce nu, cheia poate să mai însemne și succes pentru a merge pe un drum mai drept. Alte persoane dați o supărare la spate, un ecaz, scăpați de niște lacrimi care le-ați avut, dacă sunteți cu C în special. Unii dintre voi sunteți cu orgolii foarte mare, dacă v-ați certat, nu lăsați de la voi, nu vreți să lăsați. Și aici mi-apare un pic o mică fantomă, ceva vă zâbie la casa voastră, aveți ceva, cum se numește, ceva energie negative în camera în care stați voi și aveți momente în care nu vreți să ieșiți, da? Veți descoperi o trădare, da? Aveți un șobolan care vă face să descoperiți. Șobolanul e un ecaz, el vine către voi, mai ales pentru persoanele cu inițiala de M, de R și de A. Veți descoperi chiar și din prietenie că cineva vă trădează sau partenerul de viață vă trădează. Vă apare un 3 mare cu reușită pentru unele persoane. La casa voastră apare un 3 cu reușită, un pod, da? Cam greu de trecut acest pod, dar până la urmă reușiți să îl treceți. Măști foarte multe, aveți falsitate, mai ales în dragoste, vă cade falsitate în dragoste. Și bucurii, surprize, foarte multe surprize, aveți până pe data de 24-25, bune, zic eu. Și bineînțeles că și dorințele vi se îndeplinesc, două dorințe, aveți totuși o dorință un pic cam
imposibilă, spun eu, care aveți blocaje și mai trebuie să dureze vreo 3 luni ca această dorință să se îndeplinească, dragii mei, dragile mele. Spunând așa, eu vă las. Vă doresc, bineînțeles, un vineri minunat, un sfârșit de săptămână minunat și binecuvântat. Sper să ne vedem și de repede, în cazul în care nu intru, asta înseamnă că ori am treabă, ori nu prea stau bine, dragii mei, dragile mele, dar nu trebuie să vă îngrijorați că eu tot timpul v-am în inima mea, în gândurile mele, în sufletul meu. Vă pup și vă îmbrățișez, vă doresc tot binele din univers, să dea Dumnezeu și Maica Dumnezeu toată lumea să avem parte de sănătate, că este cel mai important din lume sănătatea și după aia vin restul. Dacă avem sănătate, avem orice. V-am pupat, dragii mei!